Так. Salut, prieteni! Так, bună seara, stimați prieteni, добрый вечер, уважаемые друзья. Acum un live exprompt. Dați să verific dacă este ok pe alt telefon. Așa. Văd că este bine. Stimați cetățeni, suntem în campanie electorală. Mai multe partide participă. Fiecare candidatul lui, fiecare își organizează munca în țară. E clar lucru că guvernarea e frică să piardă puterea și lucrează astăzi. Poliția își face lucrul lui, SIS-ul pe-a lui, CNA pe-a lui și așa mai departe. Da, în țara astăzi miroase așa un despredel în mai multe domenii. Eu n-avem să ies astăzi în fața dumneavoastră dacă, spre exemplu, doar era informația care, practic, aceste evenimente s-au întâmplat pe timpul la toate partidele. Am vedere că în timpul alegerilor practic toți erau filați, urmăriți, documentați, care în mod mai agresiv, care mai puțin agresiv, dar lucrul ăsta s-a întâmplat pe timpul la toate guvernările. Lucrul ăsta se întâmplă și astăzi, da, într-un mod abuziv, dar eu, spre exemplu, merg la o întâlnire, cum ar fi la Ungheni, da? Eu deja având experiența din 2014, ce am făcut? Noi filmăm la 3 camere, toate întâlnirile. Poate fi provocatori, poate fi o podstavă, poate să arunci ceva. Băi, văd care lucrează din poliție, raportează. Am văzut că foarte activi au fost cei din Serviciul Informației și Securitate. În weekendul ăsta, când am fost la Ungheni, la Iedinis, la Ocnița, la Ungheni drept erau cel mai mulți. Unii chiar au reușit să fac și poză la oameni în mulțime. Eu fac întâlnirile deschise, voi asta știți. Când vine fiecare cetățean, îmi dau o întrebare, câți provocatori, câți de la PAS, câți de la alte partide. Cum am spus, nu atac opoziția, nu vreau să mă bag în asta, în fine. Ei fac de acolo poză, mai dă un raport, uitați că ăsta cu barbă a fost așa la protest, că el am a făcut poză cu usat, băi, eu fac poză încă o dată cu toată lumea care vine, care vă cer. Eu nu-i cunosc pe toți, să ne meresc cu oameni diferiți. Dar nu e asta informația care vreau să o discut cu dumneavoastră. Imaginați-vă dumneavoastră că la noi pe timpuri avea narușca lui personală, plahiș, ceva a încercat să fac filat, numai că și îl urmăreau tot pe dâns pe care el i-a angajat la lucru. Prieteni, în diferite timpuri am avut și eu nevoie de serviciu, de, să-i spunem, de contra-urmărire, da? Contra-filaj, contra-șpionaj și mai departe. Că eu aveam nevoie să mă protejez. Ce se întâmplă la noi astăzi? Aici ascultați-mă foarte atent, deoarece eu credeam din tăi că este o glumă, este cumva un banc, dar până la urmă, acum am primit și unele probe. Căroci, dumneavoastră știți cine e la noi glavne dominator în țară? Domnul Spînu. Apea că domnul Spînu pe lângă gazovui dominator, dominator de păcură, dominator traseului ăsta, Leova Bumbăta. El, ca era și este acolo responsabil de alegerile la doamna președinte, de campanii, omul îți pricepe în offshore-uri, gestionează, ONG-ul și mai departe. Și credeți că s-a făcut Spînu? Acum, atent, mesajul ăsta este pentru toți candidații care astăzi participă în curs. Ребята, Spînu-ul nostru s-a făcut narușca lui personal. Adică Spînu la noi de-am din dominator gazovșic, de-am e dominator razvedcik. Andriuha, unde bagi matale, domnule Spînu? Asta nu ți-i von Hebel. Nu von Hebel, am uitat cum îl cheamă pe șeală tău, cu schemele care tip au sprijinit Moldova să cumpere gaz mai ieftin și atunci ați rupt țara asta în două, adică buzunarele la oameni și le-ați umplut pe voastră. Domnule Spînu, de-am tu-te-o cuchi să-ți faci narușca ta personal. Băi, oameni buni, la ce am ajuns noi? Eu acum mă adresez la ofițerii care lucrează în SIS, în CNA, în MAI. Și eu făcut bludnicul ăsta. El părea că narușca asta e ca așa. Eu pe timpul o făceam, spre exemplu, inteligent. Eu luam și eliberam la lucru unul din SIS, unul din CNA, unul din MAI, prospijori care știu puteți la față și mai departe. Andriuha, dacă el e gazavșic și numai cu bagatul banilor în buznar, dar aici se pricepe. Și eu puțin Maia Sandu nu vede. Las ca să-i găsim noi. Andriuha a început să facă sabisedvanie la niște polițiști și a început el scheme miliție în narușcă. Asta e un lucru foarte specific, acolo nu poți să lucrezi oricine, în fine. Dar Andriuha, dacă se pricepe în asta acum și alaiba în economie, el de-am s-a făcut miliții, din miliții narușcă, s-a făcut câteva grupuri, le-a chit 100 de euro pe zi. Ребята, ca să înțelegeți, este vorba de peste 30 de persoane, niciodată, da? Ca să înțelegeți, dacă vorbim de 30 de persoane pe zi, să nu-i spun 34, Andriuha, dar știu că sunt 34. Deci 30 de persoane pe zi, înmulțim la 100 de euro ziua cât le plătești Spînu. Значит, asta este 3000 de euro pe zi, domnul Spînu achită azi la polițiști. Ca ei sfileze opoziția, că el nu mai are încredere în narușca CNA-ului, SIS-ului, plus acolo nu puteți, el este în relații bune, și s-a făcut nebunul narușca lui. Amul narușca lui, la moment, o lucrează pe Vlah, o lucrează pe Stăinogla. La mine, dacă și era un us, că am trimis băieță să fac un cruc și am zis că unii prindeți, doar țineți-l de urechi și mă chemați pe mine să ies eu în live să vadă o țară întreagă. Și eu lucrul ăsta, vă spun sincer, vreau să-l fac. Vreau să-l prind pe unul și cum am mai făcut-o de multe ori. Să-l țin lângă mine și zic, da, că tiperi răscază. Dar unul din persoanele care lucrează în acest grup, la Spînu în narușcă, ei, caroci, băiat de nostru. El nu numai că e de-a nostru, el încă și pentru noi ziare odată. Și băietul ăsta mi-a spus că, domnul Renato, aici e problemă. Că dacă noștri spălesc, că n-a sfileze pe sultanuri, pe vlahuri, pe cineva, deci o zis că dacă vă spăliți, băieți, eu n-am cu voi nici o treabă și mai departe, spuneți că voi lucrați pentru usatîi. Поэтому, повторю еще раз на русском языке, обращаюсь ко всем кандидатам в президенты, ребят. Те, кто поддерживаете своих кандидатов, можете вырезать эту нарезку. Еще раз, я никого не критикую сегодня, кроме сегодняшнюю власть в лице Майи Санду, президента страны, и всех остальных. Ребят, сегодня работает незаконная наружка за частью кандидатов. Группа меняется. Спину платит за это со своего кармана по 100 евро в день. Задача просто заключается в том, у них, что если их поймают, чей-то водитель или чей-то охранник, я не знаю, какая там охрана у наших кандидатов, у некоторых ее вообще нет. Имейте в виду, пожалуйста, поймайте их, позвоните мне, где бы вы ни находились. Я приеду, потому что задача у этого негодяя Спînu, что если этих людей поймают, когда они незаконно за вами следят, они должны как бы сказать, что мы извиняемся, да, мы работаем нелегально, но работаем на усад. Да, я понимаю, что доминатор страх потерял, мы ему обязательно после выборов его вернем. Но это уже, вы поймите, вроде с одной стороны смешно. Андрей Спîну разведчик. Ну, сама фраза не может не вызвать улыбки. Но еще раз говорю, в этой группе, которая работает, которая ходила на собеседование, я не буду давать детали, чтобы сейчас Спînu не сошел с ума, есть мой человек. Поэтому я буквально там час назад, когда узнал о том, что в случае их задержания они будут говорить, что они работают на усатого, пожалуйста, принимайте меры, вызывайте полицию, звоните мне, делайте все, что угодно. Моя задача была всех предупредить. Dar încă o dată vă spun, Andriuha, tu ai făcut ziua mea și campania asta. Mai multe nebunii am auzit, am văzut, multe le cunosc, dar cum am spus, eu nu atac concurențe. Mai știu ce se întâmplă prin coridoarele voastre. Eu înțeleg că e haos și la voi în pas. Voi de-am v-ați încurcați și până mă nu știți, de-am amuși termin alegerile, voi nu știți care e de-a ușor, care e de-a cui. Voi în general v-ați pierdut. Numai că încă o dată vă spun. Chestia asta este deja nu cu urâtă, dar eu vă spun oficial. Eu astăzi, având unele semnale, de alerte din mai multe țări și ar putea cineva să facă vreo provocare în adresa mea, orice polițist, încă o dată, e tăți să-ți foși polițist, care eu să-l prind, care mă documentează pe mine ilegal, rebeat, eu a să plic forța, eu îți vă dau vouă și narușcă și mai departe. Doi, deși trebuie să mă gândesc că asta e narușcă leva de-a lui Spînu, oare e bun, oare e bun killer, doamne ferește, oare altceva. Eu deși trebuie stau să mă gândesc. Fac un apel la domnul Cernăuțan, șef poliției, directorul SIS-ului Musteață. Domnule Frosla, dumneavoastră nu pot să mă adresez, că dumneavoastră pe-любому sunteți dintr-un sat și eu încă nu știu dacă dumneavoastră nu ați recomandat lui Andriuha să vă faceți narușca voastră. Vă nu vă ajunge și care o aveți semiorca de la interne. Voi de-am aveți și narușca voastră la spia. Voi de-am v-ați făcut și la poliția de frontieră. Că era doar grup operativ, am uitat cu narușca o leac și acolo. Și amui voi faceți de-am glădaminator narușca. Nu e smeh, e greu. Ребята, încă o dată. Eu astăzi sunt în campanie electorală. Au rămas mai puțin de 2 săptămâni până la alegeri. Orice nu s-ar întâmpla, pe urmă să nu căutați genoveți. Încă o dată. Eu am toate resursele necesare ca să mă apăr pe mine. Dar, încă o dată, eu v-am spus că pe urmă să nu spuneți că n-ați știut că și așa mai departe. Eu, încă o dată, eu tare bine era dacă îl prindem pe volul așa cum ați văzut, i-am prins nu odată și fugeu. Numai că aici pe mine m-a deranjat faptul că el lucrează cu Spînu, dar dacă să-i prind cineva, trebuie să dai declarații cu sate. Și în general, domnule Spînu, еще раз, ты пока не мой пациент, eu trebuie să merg în sate, în oraș, să mă întâlnesc cu oameni. Domnule Spînu, eu știu tot ce faci tu. Câți bani pregătești ca să-i dai lui CARP ca să-și facă partid? Cum l-ai rugat pe CARP să duc să vorbească cu un peliz de-a lui din tinereță, un mașenic să dea unele declarații fals pe mine la Procuratura Generală. Eu știu tot ce faci tu, domnule Spînu, pur și simplu am sunt foarte ocupat și nu am puterea necesară să mă lămuresc foarte răbdă cu specialiști de al de tine, de Lilian și așa mai departe. Eu ați vă dau vouă și ruschii mir și tătă nebuneala care voi inventați. Că voi de-a mâini pe mâini, de la voi poți să te aștepți orice. Gata, am înțeles. Eu sunt gata. Și cetățenii să fie gata. Stimați cetățeni, vă mulțumesc pentru susținere, pentru reposturi, pentru toate emoțiile pozitive care le-am la întrevederi. Mii de vizualizări, sute de reposturi la tot ce fac eu și vreau să mulțumesc în special toată echipa din țară care și-a mulat la ora asta. Dau ziare, calendare, discut cu oamenii. Prieteni, înregistrați-vă pe site-ul rup.md ca voluntar în țară, în diaspora. Au mai rămas 10 zile. 10 zile de lucru așa. Vineri, săptămâna viitoare, ultima zi de atășerii. De mâine să încep dezbateri. Mâine, apropo, la Moldova 1 seara, am văzut că dezbateri, invitații Renato Usatîi, Maia Sandu, Alexandru Stăinov, primii 3 care s-au înregistrat. Vedem cine dintre înșivin. Căroși, ribata, intrăm în situația cea mai activă, dar trebuie să fim foarte atenți. Mulțumesc echipei, vă mulțumesc cetățenilor, vă mulțumesc la toți, la toți. Eu стал la sediul partidului, am de muncit încă foarte mult. Ладно, ребят, все. Обнял всех. O seară cât mai frumoasă. Să trăiți frumos și bine. Пока. Андрюха, разведчик, держись. Azi vine așa să spun furașca lui Trotsky. Numai că și narușnicii. De-a lui Gleb Jiglov. Пока, Андрюха, держись. Я скоро за тобой приду, пока. Доминатор лучше, мама.